Am ascultat la Virgin Radio și intrăm și live pe Facebook-ul Virgin Radio România imediat. Mulțumim, avem mâncarea de la Berăria H. Mulțumim că aveți grijă de noi. Mulțumim, Chila, ți-e foame? Da, n-am mâncat nimic de când m-am trezit. Deci a venit aici, perfect. Gata, ca să mulțumim din suflet. Ce mănânci de obicei? Stai, că vreau să mănânc cu altele. Dar acum, dacă... ce-ți place să mănânci? Niciodată, nu? Poate te scot în oraș să mâncăm într-o zi. Mănânc de toate, bro. Sincer. Nu mănânc chestii extrem de grase, mănânc orice, mănânc și carne, câteodată nu mănânc deloc, câteodată mănânc foarte multă, n-am. Sunt un... faci ce simți sac și în la care mâncare. Poți să bagi orice. Ok. Mă așteptam să-mi zici așa o chestie. Nimic. Ce? A zic, aparent și ficatul meu este un sac. Nu simt răul mâncării deloc. Sunt mulți care zic, a, dar nu mă îngrași, dar a ficatul tău moare în timp ce mănânci atât de urât. Wow, zic, nu e m-am cazul simțit nostru, aici. Suntem... ba da. Na, da. Man. Mă rog, la mine nu știu dacă mai e ficat, dar sau nu, așa îi zice. S-a transformat într-un soi de difuzor radio, cred. Da, s-a transformat. Eu cred că după vara asta, după tot, nu mai e. Și a zis, papa, Andrei, eu am fost ficat. În vara asta ți-ai făcut tot ce ți-a trecut prin cap? Eu am fost aici, da, în vara asta. Cât fac, am, jur și mie. Era acolo. Păi acum e cu partiul ăsta, cu nostalgia, o nebunie. Iar astă seară avem o surpriză. Da, o să vedeți. Fii atent. Eu știu, aș vrea să rămân aici diseară, dar nu o să zic de ce. Ce înseamnă? Atât am spus. Într-o zi voi scrie o carte și voi scrie acolo frumos mare. Chilafonic. Înainte să luăm, scurtă publicitate... Într-o zi o să scriu pe o casetă video numele nostru. Vrei să facem asta, să ne gândim la niște replici de-astea? Să facem un VHS, să ne facă și mai faimoși, așa cum au făcut celebritățile în America? Am putea. Un VHS? Mm-hmm. Da, nu știu. Kim Kardashian a făcut asta, toată lumea a făcut asta. Da, și chiar și generațiile anterioare, old school. Da, da, și Stallone s-a lansat așa. Da? Da. Wow, nu știu, de fapt, prima da. Dată a fost... Da, a fost actor, de... da. Da, a fost actor, a fost mare actor. A fost mare actor. Nu știu că n-am văzut filmul, dar cu siguranță... Era într-una de ochiat. Dacă îl vezi, stai seama dacă a fost mare sau mic actor. Adevărat, da. Da, uneori sunt sinistru chiar și la ora 12. Continuăm la Virgin Radio. Fii atent, dacă ar fi fost să fii un super, 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 super erou, ce super erou ai fi fost? Mi-am luat un tricou cu flash și l-am uitat acasă, am vrut să-l port la maraton. Când eram mic, era unul din preferații mei, top 3 flash. Da? Sincer, nu știu dacă primul, dar era acolo. Crescând și încă de la vârsta de adolescent am început să-mi placă mai mult villainii decât supereroi. Dar dacă ar fi să aleg unul, dar nu s-a făcut niciun film serios în afară de unul din 99, dar nu știu cât de supererou era. Uh-huh. Nu știu dacă să-l zic pe ăsta. Hai. Spawn. Mă știe cineva de Spawn? Spawn? Super era cu negru? Da, da. Și alb un pic ceva? Era ajutat de forțele... iadului, să zicem așa. Aaa, gata. Și avea un costum super badass, o armură care putea să facă. Da, și uite că l-a jucat Jamie Foxx. Dar era de partea binelui și încerca să facă justiție. Un fel de Gavril al Bibliei, să zicem. Da, da, mi-amintesc și eu de el. Foarte știi, după cool. Ce am zis forțele iadului, trebuia să o împac mai românește, bisericește. Foarte frumos. Dar na, ce, tu crezi că lumea te crede... așa, da, destul mulți, de dubios când vine vorba de religie? Nu? Mulți pun etichete greșite fără să cerceteze înainte. No, cercetați, apoi etichetați. Păi, da mă, poate pentru că, na, stilul vestimentar, poate pentru că mască, poate pentru că zi. Pe asta e, când nu cercetezi hairstyle. Și ai puține cunoștințe, dar lucrurile astea și... nu... Da. În 2019, în 2019 să pui preț pe asta, nu mi se pare că mai e. Oricum, când ți se pune, înseamnă că ești o putere. Și pentru cineva... reprezinți un soi de amenințare, atunci te etichetează greșit. Adică e un lucru bun. Și pentru noi, pentru zilei, nu? Da, e un lucru foarte bun. Știi ce voiam să te întreb? Cum sunt fanii tăi, Chila? Fanii mei? Da. Sunt... aș vrea să vorbim puțin despre fanii tăi, pentru că am văzut că sunt... fanii mei sunt alături. Extrem de inteligenți. Și spun asta pentru că interacționez cu ei, personal, fizic, la concerte, dar și din mesajele pe care le primesc.
Și nu sunt numai, wow, ce tare ești, sunt... Okay. Se vede cât de inteligent sunt și cât de puri sunt în gândire. Adică vin cu sfaturi, vin cu păreri clare despre ce faci? Despre... Nu sfaturi, dar ei văd mai adânc decât ai crede tu că ei nu văd. Ei reușesc să o facă. Ok. Îi văd mai adânc decât văd alți oameni cu mai multă experiență de viață. Și ai preferat... Asta nu vreau să generalizez, dar e un fenomen real. Și cred că, mă rog, e inutilă întrebarea acum, dar nu cred că ai renunțat vreodată la fanii tăi, cumva într-o nișă, pentru masă. Nu te-aș vedea niciodată. Prefer să am 100 de ascultători, oameni cu gusturi de calitate, care ascultă muzică de calitate, decât să am 1000 de oi. Mai bine alegi cu 10 lupi decât să te minți cu 1000 de oi pe lângă tine. Da. Bun. Bună treaba asta. Mă bucur că am abordat și subiectul ăsta. Mai ales că am văzut că sunt foarte alături de tine, fanii tăi. Da. Și tu, într-adevăr, întotdeauna încerci să revii. Și am văzut și pe story-uri și prin postări și prin eu tot ce faci la concerte. Poate de prezent și pe social media. Dar te vor acolo, mi-e greu, mi-e se foarte greu. Nu-mi place să fac asta. Îmi place să fac muzică și îmi place să mă transform pe scenă. Dar încerc să fiu cât se poate de activ și pe social media. Da, First Music, cum s-ar spune. Eu mă bucur foarte mult că ți-am zis, Chilafonic mi se pare acum că este în întregirea lui și mi se pare că prin ultimele piese, prin Bambolina, ai deschis cumva ochii oamenilor care poate te priveau așa ca ceva, da, da, Chilafonic, auzeam doar la primul, băi, știi? Nu, stai că nu-i doar asta, Chilafonic. Nu e doar trap. Da. Chilafonic este un artist care poate să jongleze cum vrea. E un fel de Alice in Wonderland, doar că e... Boom! Lucy in Wonderland. Lucy in Wonderland. Ne întoarcem imediat cu Chilafonic. Ascultați maratonul lui Niculae la Virgin Radio. Fii pe